Hello! Fiind Vinerea Mare, m-am gândit că ar fi fain să vă las cu o poveste care mie îmi place foarte mult și cam de fiecare Paști îmi amintesc de povestioara asta, se numește Povestea celor trei copaci și aș vrea să vă citesc și sper să fie cu însemnătate pentru fiecare dintre voi. Povestea celor trei copaci. Într-un vârf de deal se înălțau trei copaci micuți. Ei visau la ce voiau să devină când urmau să crească mari. Primul copac mic s-a uitat la stele și a spus: vreau să fiu o comoară, vreau să fiu acoperit cu aur și în jurul meu să fiu numai pietre prețioase. Voi fi cel mai frumos cufăr din lume. Al doilea copac s-a uitat în depărtare la ocean. Vreau să călătoresc apele puternice care transportă regi importanți. Voi fi cea mai frumoasă corabie din lume. Al treilea copac a privit în jos în vale, unde bărbații și femeile lucrau în orașul aglomerat. Nu vreau să părăsesc vârful muntelui deloc. Vreau să cresc atât de înalt, încât atunci când oamenii se opresc să se uite la mine, ei să ridice ochii spre cer și să se gândească la Dumnezeu. Eu voi fi cel mai înalt copac din lume. Ani au trecut, au fost ploi multe, zile cu soare puternic, iar micuții copaci au crescut înalți. Într-o zi, trei tăietori de lemne au urcat pe munte. Primul tăietor de lemne s-a uitat la primul copac și a spus: acest copac este frumos, este perfect pentru mine. Cu o singură lovitură de topor, primul copac a fost pus la pământ. Acum mă voi transforma într-un cufăr frumos. Voi păstra o comoară minunată, a spus primul copac. Cel de-al doilea tăietor de lemne s-a uitat la al doilea copac și a zis: acest copac este puternic, este perfect pentru mine. Cu o lovitură de topor, al doilea copac a fost pus la pământ. Acum voi naviga prin apele puternice, a spus cel de-al doilea copac. Voi fi o navă puternică pentru împărați mari. Cel de-al treilea copac a simțit o lovitură în inimă când a văzut că ultimul tăietor de lemne se uita către el. Stătea drept și înalt. Părea un drum către cer. Dar tăietorul de lemne nici nu s-a uitat în sus. Orice fel de copac va fi bun pentru mine, a murmurat el. Cu o lovitură de topor, al treilea copac a căzut la pământ. Primul copac s-a bucurat când tăietorul de lemne l-a dus la un atelier de tâmplărie. Dar tâmplarul l-a transformat într-o iesle pentru animale. Copacul nu a fost acoperit nici cu aur și nu a putut depozita nicio comoară. El era acoperit cu rumegu și umplut cu fân pentru animalele de fermă. Al doilea copac a zâmbit când tăietorul de lemne l-a dus la un șantier naval, însă nu l-a transformat într-o corabie puternică. În schimb, copacul odată puternic a fost transformat într-o barcă simplă de pescuit. Era prea mic și prea slab pentru a naviga pe un ocean sau chiar un râu. În schimb, a fost adus la un lac. Cel de-al treilea copac era confuz când tăietorul de lemne îl tăia în grinzi puternice și l-a lăsat într-un depozit de crestea. Ce s-a întâmplat? A întrebat copacul. Tot ce am vrut a fost să rămân pe vârful muntelui și să arăt către Dumnezeu. Multe zile și nopți au trecut. Cei trei copaci aproape că au uitat visele lor. Însă, într-o noapte, o femeie tânără a ajuns la primul copac. I-a plăcut foarte mult. Aș putea face un leagă din el pentru copilul nostru, i-a spus soțului ei. Mama și-a strâns în brațe pruncul și a zâmbit, în timp ce lumina stelelor strălucea lemnul robust. Această iesle este minunată, a șoptit ea. Și deodată, primul copac știa că deține cea mai mare comoară din lume. Într-o seară, un călător obosit și prietenii lui s-au înghesuit în barca făcută din al doilea copac. Călătorul a adormit în barcă, însă s-a trezit în furtună. Micul copac tremura. Știa că nu avea puterea de a transporta atât de mulți pasageri în condiții de siguranță, prin vânt și ploaie. Omul obosit a ridicat mâna și a spus: pace. Furtuna s-a oprit la fel de repede cum a început. Și dintr-o dată, cel de-al doilea copac știa că transportă pe regele cerului și al pământului.
Într-o vineri dimineață, cel de-al treilea copac a fost uimit când grinzele lui au fost smulse dintre rafturi. S-a cutremurat când a văzut că oamenii băteau cuie în el. Se simțea urât și rănit. Dar duminica dimineața, când soarele a răsărit și pământul zburda de bucurie sub el, micuțul copac și-a dat seama că dragostea lui Dumnezeu a schimbat totul. Și de fiecare dată, când oamenii se uitau sau se gândeau la acel copac, gândul lor mergea spre Dumnezeu. A rămas să fie cel mai înalt copac din lume, care de fiecare dată, când oamenii se gândeau la el, gândul oamenilor mergea spre Dumnezeu. Data viitoare, când te simți la pământ și când simți că nu primești ce lucru pentru care te-ai rugat, ai răbdare. Dumnezeu se gândește la ceva mult mai bun pentru tine și pregătește. Fii binecuvântat și Paște fericit!